Rotaract Timbaia Mare a inițiat campania Donează sânge, salvează vieți în urmă cu 3 ani, când membrii clubului au conștientizat că numărul donatorilor de sânge este mic, iar din unitățile medicale lichidul care întreține viața lipsește. Periodic ei se prezintă la centrul de transfuzii pentru a dona sânge și încearcă să-i convingă și pe alții să le urmeze gestul. Am aflat că în România populația donează sub 2%, ceea ce ne plasează pe penultimul loc din Europa la donarea de sânge. În 2016 ne dorim să sporim într-adevăr numărul donatorilor din Baia Mare și nu numai, ne dorim să ne extindem pe tot Maramureșul. Astăzi, cei de la PNL au venit să ne susțină campania Donează Sânge, venind totodată cu multă pozitivitate și cu un sprijin moral asupra campaniei noastre. Aproape 10 liberale au trecut astăzi pragul centrului de transfuzii din Baia Mare. Este prima dată când donez sânge, a fost o experiență extrem de interesantă. A fost invitat de către domnișoara Evelyn Kushner în cadrul unei acțiuni mult mai largi, Donează sânge, salvează vieți. E o acțiune pe care o susțin și eu și mulți dintre colegii mei. Am luat această decizie pentru că este important la un moment dat să donești, să susții un astfel de demers. Eu cred că toți trebuie să recurgem la această modalitate de a ne ajuta semenii. Este o modalitate extrem de elegantă, de generoasă și trebuie să o facem ca un fel de datorie. Cristian Niculescu Țăgârlaș a declarat convins că va reveni la centrul de transfuzie din Baia Mare pentru a mai dona sânge. Tinerii din Rotaract Team încurajează alți tineri care au peste 18 ani să doneze sânge pentru că fiecare strop poate salva o viață.